Nu mi s-a cerut și nu îmi dau demisia, a declarat șefa DNA după o discuție cu ministrul Justiției. O întâlnire care a avut loc la câteva ore după ce Tudorel Toader a anunțat terminarea evaluării celor doi șefi de parchete. Concluziile vor fi prezentate miercuri. Dar tot în această după-amiază a fost la minister și ambasadorul Statelor Unite la București. Iar colegul meu, Alexandru Costache, a urmărit aceste întâlniri. Alex, bun găsit! Știm ce au discutat cei doi, ministrul Justiției și Laura Codruța Căveși? Bună seara tuturor, bună seara Mihai. Înainte ca șefa DNA Laura Codruța Căveși să vină aici, a fost ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Acesta l-a asigurat pe ministrul Justiției Tudorel Toader de interesul SUA în a susține eforturile ministrului de continuare a luptei anticorupție și de întărirea statului de drept. Nici nu a plecat bine de aici, de la Ministerul Justiției, ambasadorul SUA Hans Klemm, și a venit șefa DNA Laura Codruța Căveși. Aceasta a avut o întrevedere de aproape o oră cu ministrul Justiției Tudorel Toader. La finalul întrevederii, șefa DNA a declarat că ministrul nu i-a cerut demisia și că ea nu intenționează să-și prezinte această demisie, întrucât nu are de ce. Vă reamintesc însă că evaluarea procurorilor șef făcută de ministrul Justiției Tudorel Toader vine după o decizie a CCR privind ancheta DNA în cazul ordonanței 13. CCR a spus în acea decizie că DNA a comis un abuz prin acea anchetă și a încălcat Constituția. Iată cum s-a ajuns la această evaluare. Concluzia acestei evaluări va fi, așa cum ai spus și tu, Mihai, anunțată public de ministrul Justiției abia miercuri. A făcut evaluările. Cele 14 zile s-au împlinit chiar de aseară. Voi proroga termenul cu 2 zile, dar fiindcă am fost la Bruxelles, astăzi voi avea o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, voi pleca din nou la Bruxelles. Miercuri la orele prânzului voi organiza o conferință de presă, vă voi invita și vă voi da toate amănuntele. We had a very good conversation, really about history of cooperation between the United States and Romania, and I assured the minister of my and my country's continued interest in supporting his effort to strengthen the rule of law in Romania and, of course, to continue the fight against corruption. Nu mi-a cerut demisia, nu intenționez să-mi dau demisia, nu am de ce să-mi dau demisia. DNA și-a făcut treaba. A fost o discuție despre care nu doresc să dau foarte multe detalii. Veți afla după ce se termină această etapă.